Suntem aici la atelierele Malmaison, unde o să, nu știu, freestyle, vedem. E fain la Malmaison. Cum vă simțiți? Excelent. Putem să vedem aici puțin alea, o construcție de alei. Mi-au plăcut foarte mult mânuțele astea. Hai să facem cu mare. Mă numesc Câmpianu Cezar. Am lucrarea cu acel monitor vechi, NEC, pe care l-am din copilărie. Este un video pe care merge solitar, este un joc. Expoziția asta cuprinde o parte din lucrări care încă sunt work in progress. Împreună cu 5 artiști din proiect am călătorit să studiem situația patrimoniului industrial. Sau fiecare artist și-a prestabilit o temă pentru studiul pe care ar fi vrut să-l facă în aceste 10 zile în care am călătorit. Ne-am gândit totuși să intervenim asupra întregului spațiu, pentru că văzusem aceste băi, știam că vom avea două lucrări care se leagă de apă și ce putea să fie mai potrivit din spațiul ăsta, ce loc putea fi mai potrivit decât ăsta. Zine ce vezi. Traume din copilărie. Ok. Și aceste obiecte sunt niște obiecte cu care publicul va interacționa. Le vor fi folosite și puse la ureche încât să se audă ce e în spatele peretelui. Lucrarea Iasminei Alcaisi, care dedică un cântec de leagăn străbunicului ei, care lucra ca paznic în tura de noapte. Realitatea e un fel de prezent și durează foarte puțin. Până la urmă, singura revoluție pe care o putem avea este cea din noi înșine, solitar. Trebuie să căutăm în noi această schimbare și această luptă cu frica de a spune ceva, o purtăm cu toții mereu, fiecare zi.